Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sigur, actualitatea este complexă astăzi, nu doar Dragobete. Se împlinește azi un an de la invazia Rusiei în Ucraina, un moment care a declanșat cel mai devastator război european de după 1945, cel mai mare val de refugiați în Europa, peste 15 milioane de oameni, tot după al doilea război mondial, și care a provocat distrugeri îngrozitoare și atrocități oribile, trebuie să spunem. Și asta, în același timp, atacarea Ucrainei de către ruși a obligat lumea liberă să-și reconsidere poziționările strategice, dependența energetică de resursele rusești și raportarea la valorile democratice. La telefon este profesorul de relații internaționale de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Valentin Naumescu. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație! Așadar, războiul acesta despre care Kremlinul credea că va dura 3 zile, nici măcar nu i-a spus război, ci operațiune militară specială, intră azi în al doilea an. Armata rusă este însă în continuare pe teritoriul ucrainean, provoacă distrugeri, ucide oameni. Nu e clar dacă ucrainienii vor avea prea curând forța de a-i respinge peste granițe, în ciuda ajutorului militar occidental. Cum vedeți dumneavoastră viitorul acestui război? În discursul de alaltă, cred că sunt 3 zile, nu? Putin n-a mai anunțat, din câte am observat, niciun obiectiv militar. Clar, doar a repetat obiectivele politice generale, vagi și, sincer, cel puțin după părerea mea, cam caragioase, cu denazificarea Ucrainei. La un an de la începutul invaziei totale asupra Ucrainei, Putin nu este un câștigător. Rusia nu este o câștigătoare și deja o parte din obiectivele strategice ale Kremlinului sunt ratate. De exemplu, întoarcerea Ucrainei în Ruski Mir, în lumea rusă, este astăzi evident imposibil, între cele două fiind o ruptură probabil definitivă, Ucraina fiind cu fața spre Europa și spre Occident pentru multe generații de acum înainte. De asemenea, o supunere totală a Ucrainei, de asemenea, este un obiectiv eșuat. Sigur că războiul continuă. Războiul nu s-a încheiat, sunt lupte grele și avem toate indiciile să credem că în perioada următoare vor urma intensificări, escaladări ale luptelor în estul și în sudul Ucrainei. Ceea ce astăzi marcăm este un an de rezistență admirabilă, eroică a Ucrainei în fața agresiunii ruse și, dincolo de tragedia războiului, de suferințe, de crimele de război, de sutele de mii de oameni care au murit, dacă putem identifica, să spunem așa, și o parte bună în această tragedie, este reinventarea unității și solidarității europene în fața agresiunii. Este forjarea unui nou spirit politic în Europa și în Occident, de unitate și de solidaritate cu victima acestui război, de rezistență și de ajutor al Ucrainei. Și cred că aceasta este, să spunem, lecția amară, dar tot o lecție a acestui război. Să mai spunem un lucru foarte clar. Cum a început acest război? Cum s-a ajuns aici? Este foarte clar, din păcate, că acest război a fost posibil pentru că Occidentul a fost prea slab, mult prea slab în relația cu Rusia. Agresiunea Rusiei împotriva Europei și a Occidentului nu a început pe 24 februarie anul trecut. Corect. A început mult mai demult. A început în august 2008, la doar câteva luni după summitul NATO de la București, atunci când a fost evocată posibilitatea ca Ucraina și Georgia să fie invitate să adere la NATO, atunci a înțeles, mă rog, ghilimele de rigoare, a înțeles Vladimir Putin că ar fi momentul să declanșeze o ofensivă asupra Europei de Est post-sovietice pentru a-și reface Imperiul Rus în limitele spațiului fostei Uniuni Sovietice. Și ce a observat Vladimir Putin? A observat, în primul rând, că după invadarea Georgiei, mai exact la 2008, august 2008, a Osetiei de Sud și Abhaziei, nimeni nu a intervenit. Aproape că a fost un subiect neglijat, ignorat în Europa. A doua oară, în martie 2014, a anexat Crimea
iar în septembrie 2014 a început primul război al Donbasului. Deci a fost a doua agresiune importantă în Europa de Est și de asemenea reacția Occidentului a fost foarte slabă, cu niște sancțiuni simbolice. Simbolice care nu au avut efect. Ce a însemnat pentru Putin și pentru strategii de la Kremlin? Aceste semnale le-au întărit convingerea că Occidentul este slab și că nu va reacționa. Ei bine, în 2021 au început să pregătească invadarea totală a Ucrainei, încurajați de retragerea americană din Afganistan. În august 2021 părea că Statele Unite intră în declin și că nu vor mai fi dispuse să intervină pentru susținerea Ucrainei. Acestea au fost calculele strategice. Știți că se vorbea, de fapt, încă din 2021 de o acumulare importantă de trupe și de armament la frontierele Ucrainei. Așa încât când... Poate că ar trebui, domnule profesor, iertați-mă că vă întrerup, să le reamintim celor care spun până la urmă Ucraina, ăștia sunt toți ei acolo, ruși, URSS-ul e treaba lor, nu ne privește pe noi, să le reamintim că obiectivul anunțat de Putin este inclusiv revenirea la situația din 1997 în privința alianțelor strategice, adică revenirea la situația de dinaintea primirii în NATO a țărilor est-europene, inclusiv a României, ce mult mai târziu. Deci, sigur că da. Dacă Rusia câștigă războiul din Ucraina, asta nu se, adică nu se termină acolo. Urmăm noi. Nu se va termina. Dacă Rusia ar câștiga acest război, vor merge mai departe, pentru că în decembrie 2021 Kremlinul și-a publicat o listă a revendicărilor. Ei sperau că vor exista negocieri cu Statele Unite ale Americii și că America le va recunoaște aceste pretenții ca fiind legitime. Bineînțeles, nu se putea, erau absolut aberante, dar dacă citim acea listă, vedem că una dintre pretenții era retragerea trupelor și armamentului NATO pe aliniamentul de dinainte de 1997, adică înainte de prima extindere a NATO spre Europa Centrală cu Ungaria, Cehia și Polonia. Deci este clară aici tentativa de restaurare a Imperiului Rus, cel puțin în sfera de influență sovietică de după al doilea război mondial. Deci, practic, un atac la ordinea de securitate europeană post-război rece. Am mai câștigat un minut din regie. Vreau să vă rog să comentați diferențele între atitudinea guvernelor și popoarelor din nord-estul Europei, baltici, polonezi, scandinavi, nu? Față de agresiunea rusă din Ucraina și români sau bulgari. La noi guvernele sunt foarte tăcute, societățile sunt apatice, în timp ce în nord societățile sunt foarte active, colectează bani, guvernele sunt implacabile, nu? În susținerea pentru ucrainieni. Cum se explică, foarte pe scurt, cum credeți că se explică aceste diferențe? Sunt diferențe culturale, sunt diferențe strategice, sunt diferențe stilistice între cele două abordări. Dar nu aș vrea să exagerăm foarte mult aceste diferențe între nordul și sudul flancului estic, pentru că până la urmă toate statele europene și toate statele NATO au fost solidare și sunt solidare cu Ucraina și susțin Ucraina în acest război. Mai puțin Ungaria, sigur că este un caz absolut nefericit și din păcate se confirmă, sau Victor Orban își reconfirmă rupturile, se pare definitive în politicile și strategiile Budapestei în relația cu Uniunea Europeană și cu NATO. Dar... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, nu mai avem timp. A fost în direct la Deșteptarea și mulțumim profesorul de relații internaționale de la Babeș-Bolyai, domnul Valentin Naumescu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.